Boboteaza a fost prilej de distracție maximă pentru brăilenii și tulcenii care trăiesc în satele de pe malul Dunării. Pentru ei, sărbătoarea botezului Domnului vine în fiecare an, din străbuni și cu un obicei păstrat cu sfințenie în aceste zone, și anume botezul cailor, urma de curse tradiționale de cai și întreceri cu căruțele. La Smârdan, anul acesta, localnicii au avut ocazia să admire și exemplare de rasă, premiate în Europa, extrem de valoroase. Sunt cai veniți din mai multe localități, că sunt o parte dintre ei care sunt într-adevăr cai de curse, un pedigree foarte bun care nu prea se vede până în România. Acela este un cal campion Olanda de 2 ori, este un frizian, este un cal cu valoare foarte mare, nu este niciunul și rectific că nu este niciunul în România la ora actuală mai frumos ca el. Deja toți crescătorii au recunoscut acest drept al calului. După ce au fost botezați, caii s-au întrecut spre încântarea privitorilor. Gata, nu stai nimic. Sănătos. Nu e bol Cernic, tu băi. Ăsta e al Cernic. La câțiva kilometri distanță, în localitatea brăileană Gropeni, oamenii au avut grijă după slujbă să ia apă sfințită chiar din Dunăre, așa cum au făcut și strămoșii lor înaintea lor. Da. Nici aici nu au lipsit cursele de cai și întrecerile de căruțe.